În sfârșit, a fiert apa, câteva ore mai târziu. Asta numesc eu o apă dură. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la farfuria lui Exarhu, adică a meu. Suntem la Târgu Mureș astăzi pentru că pedalăm mai departe în turul României varianta gastronomică. La Târgu Mureș se mănâncă mult paprikaș. Despre copii se spune la noi că în sud, adică are caș la gură. La ei se spune are paprikaș la gură. Dar mă rog, astea sunt chestii nefondate. Ce vreau să vă spun este că veți descoperi o rețetă care este varianta combinată. Cirche paprikaș, îi spun frații noștri maghiari, alții spun paprikaș din Ardeal sau ardelenesc. Așa că pe ungurește cred că ar fi un erdei cirche paprikaș. Rămâneți cu mine ca să aflați cum se face mintenaș. Începem să lucrăm la înfrățirea între popoare. Nu că nu eram deja frați cu ungurii sau ei cu noi, dar chiar și așa, paprikașul are două abordări. A ungurească, a românească. Acum noi... Opa, așa. Le combinăm. Le combinăm nu numai în sensul că folosim Kaiser, care la români nu, dar o să folosim chiar și piper. Această cercetare antropologică în lumea paprikașului ne va ajuta să pedalăm mult mai bine de acum înainte între oameni, biciclete și sonerii. Am caramelizat un pic Kaiserul, nu de tot, am pregătit și un pic de vin alb ca să curățăm oala și acum combinație de ceapă roșie și ceapă galbenă, numită de unii și albă chiar. Dar asta e deja rasism, scuzați-mă. Așa că rămânem cum am stabilit. Avem ardei, capia. În rețeta maghiară se folosește untură de gâscă sau de rață, lucru care mi se pare absolut normal și aș face și eu. La români, ulei de măsline. Am glumit. Măsline de Ardeal, satul mare, le știți. După ce am lăsat roșiile și ardei împreună cu Kaiserul și ceapa să se împrietenească, acum să adăugăm boiaua. Paprika. Noi spunem boia, ei spun paprika. Ei spun despre boiaua noastră că e praf de cărămidă. Mă rog, n-a zis nimeni că ne împrietenim ușor, dar merită încercat. Acum e foarte multă zeamă, nu are sens să folosim vin. E momentul în care putem folosi supă. Supă de vită, de pui, de ce vreți voi. Supă de carne, în acest caz. E bine. O să mai trebuiască niște sare. Că o să vină și puiul. Dulce și parfumată și profundă. De la toate legumele astea bune de aici. Inclusiv Kaiserul. Momentul decisiv în care punem puiul în sosul care îl va consacra. Îl integrăm în absolut, între timp încingem și cuptorul, pentru că mie mi se pare că un paprikaș merită destul de mult cuptor. Îl lăsăm acolo, o temperatură mai micuță, așa, 150 de grade, stă și mijotează după pofta inimii, astfel încât totul devine foarte, foarte, foarte fraged și foarte intens. Și aș mai adăuga ceva, pentru că în ultima vreme mi-am schimbat șorțul, în celălalt aveam dafinul, cu care umblu la mine de obicei, că mă opresc oamenii pe stradă. Răzvane, n-ai cumva niște dafini? Facem și noi un paprika, așa, chile. Acestea fiind zise, mergem la cuptor și ne vedem peste vreo 40-50 de minute. Dar nu aici, acolo. Până atunci, pedalăm frenetic. Să facem nöchedli, mă rog, în fine, găluște. Găluște ungurești sunt foarte apreciate, dar, mă rog, știți foarte bine, să mai fac și din cartofi. În
toată zona asta, mai de nord, oamenii au probleme cu frigul și cu energia. Persoanele de etnie maghiară să nu se uită la asta, că le provoacă oroare. Mă văd cum pun piper în tot felul de chestii. Scuze, nu e nimic personal, dar iubesc piperul. Așadar, după cum știm, metod clasic. Mă rog, putem să facem așa sau pur și simplu să integrăm făina una câte una. Plin de nădejde că aluatul nostru nu va avea cocoloașă. Aluatul trebuie să fie molicel. Așa, cum să zic, cârpă, genul cârpă. Cam așa arată aluatul înainte de a integra untul. Mai reglăm din făină, îl punem să stea puțin și mai ales, punem în el, asta e de la mine, nu e de la rețeta tradițională, niște verdeață. Mi-ar plăcea să-i văd pe ăștia mai frumoși. Și punem și mărar, punem și ceapă verde, punem de toate. În fine, îl lăsăm să stea puțin, trebuie să fie un pic mai tărișor decât e molicel acum, genul ăsta, mai punem niște făină și se rezolvă de la sine. Vă arăt cum se fierb, cum se taie, cum se dezmembrează. În sfârșit, a fiert apa, câteva ore mai târziu. Asta numesc eu o apă dură. Așa, am făcut aluatul ăsta, să vedem cum e. Dăm drumul la găluște. Gen. Le facem un pic mai mari. Puteți să faceți aluatul și mai dur, dacă vreți, și să-l dați prin răzătoare. Alegeți un model lila. Este culoarea anului la răzătoare. Nuckedly. E cam tot ce am eu în cap acum, când stau la marginea vasului. Da! Intră! Cine e? Nuckedly! Nici măcar nu s-au hotărât, cum le zic. Ori Nuckedly, ori Nuckedly. Hai, frate, ne hotărâm și noi odată. Au trecut 4.000 de ani de când facem găluște de făină pentru paprika. Vedeți că la răzătoare definiția nu este aceeași ca la strecurătoare. La strecurătoare este apa, atragi macaron, stai. La răzătoare nu știu definiția. Așteptăm să se ridice toate la suprafață, mai ferb un pic. Putem să verificăm și după aia le tragem în unt. Cu ierburi, cu tot ce trebuie, nu le punem direct în sos, pentru că asta știe să facă toată lumea. Oricum se vede și în imaginea alăturată, Nuckedly sau Nuckedly. Sunt și mari și mici. Sau și mari și miche. Le-am dat și prin răzătoare. Și arată așa. Neconvingător, dar asta e. Dar ca să aibă gust bun de dinainte, mă gândeam să le turnăm puțin unt. Așa, din snobism. Păștei lăsăm pentru mai târziu. Acum trebuie să scoatem paprikașul din cuptior. Doamne, cât paprika așa am făcut. Pentru tot plutonul. Și pentru cicliștii din Turul Franței. Da, ce frumos e. Mamă, e chiar frumos. Pentru bicicliștii tineri s-a făcut, din ce am înțeles, guvernul, pentru bicicliștii care locuiesc cu părinții, s-a făcut programul Prima Pistă. Mult așteptat. Acum scoți puiul. Din bârlog. Păi da. Dacă făceam paprikaș de urs, le scot de aici pentru că e mult mai simplu să facem sosul așa. Dar aș vrea să scot doar bucățile mari de carne. Restul poate să rămână. Și nu vreau să pierd ardei ăștia, care sunt foarte importante. Vedeți că carnea este foarte, foarte fragedă. E moale, moale. Asta e puterea cuptorului. Deci aici e mai cald. De asta îl duc să stea la cald. Și acum, din nou, magia bucătăriei. Avem smântână, practic
ingredientul de bază al bucătăriei din Ardeal, pe care începem să o batem. Și Sanchi, începem să facem un soi de maioneză de paprikaș. Știu că vă râdeți acum, dar eu vorbesc foarte serios și nu mai e nimeni serios. Că tehnic vorbind, asta se întâmplă. Ca să nu creăm panică în smântână. Știți, la smântână este exact ca la animalele duse la abator. Panica aia se transmite în celule și noi consumăm panică, să nu credeți prostia asta. Mă rog, consumăm și niște panică, dar mai mult carne. Mai bine nu mai mâncați carne dacă vă e frică de panică. O să faceți atacuri de panică după aia. De la avocado. Ce, avocado nu se panichează când îți mulgă ăștia? Faptul că nu-ți biară, nu înseamnă că nu simți. Și mai și în capete, mâine pricepute. Iar guacamole. Aduce mielul la tăiere și avocado la guacamole. Ei, în mare cam asta e șmecheria. Încet, încet, da? Integrăm sosulețul ăsta, astfel încât să schimbăm încet temperatura și să nu se taie smântână. Un ultim polonic. Și acum facem întoarcerea. Știți, ca la Rambo, ca la toți supereroii. Întoarcerea și răzbunarea lui Paprikaș. Paprikaș sună așa ca un erou local. De haiduc. Revine și dă de mâncare la flămânzi. Acum lăsăm puțin să se odihnească și ne ocupăm de găluște. Nöcheli sau nöcheli. Ne ocupăm de nöcheli. 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 Bine, sunt alte lucruri mai importante de făcut în viață. De ulei, de măsline, de Ardeal. M-am gândit eu că ar fi mult mai bine să-i prăjim puțin în unt înainte să-i punem în farfurie. Și mai mari și mai mici primesc tratamentul ăsta de frumusețe. Am și un pic de ceapă verde, așa, de înviorare. Un pic de sare. Rog persoanele care cultural nu suportă piperul să nu se uite. Urmează scene care pot afecta emoțional. Iar a pus bestia piper peste găluștele noastre tradiționale. Are inimă ăsta. Vedeți cum untul începe să-i îmbrace? Astea sunt hainele cele noi ale găluștelor. Mai punem un pic de unt. Întotdeauna, știți, ați învățat asta la farfuria lui Exarcu. Punem un pic de unt și apoi mai punem restul de pic de unt. Gata, ăștia sunt gata. Hai să facem și o farfurie, că ne-am înfometat destul la farfuria lui Exarcu. Aici avem sosul, aici este puiul. Puiul, ai zice că este marinat în vin de însurăței, care se știe foarte bine, face puiul tăiței. E foarte gustos. Se simt toate bunătățile alea din oală. Mă iertați, dar eu mănânc cel mai puțin aici, la farfuria lui Exarcu. Statistic vorbind. Am mai n-au ce să-mi fac. Nu pot să vină să-mi fure mâncarea, cum fac de obicei. Ajutați-mă și pe mine, vă rog eu frumos. Vreau să apuc și eu finalul tururii României, vă rog eu frumos. De obicei, sosul ăsta, după ce se combină cu smântână, se pune peste pui. Dar se pune peste pui doar dacă folosim tot sosul, pentru că smântâna fermentează și strică mâncarea. Deci nu puneți smântână în mâncare și după aia să o lăsați să stea, pentru că se duce, o pierdeți. Așa. Acum punem, asta e tradiția, nu stau eu să judec ce fac oamenii acolo, dar fac lucruri bune. Ei de obicei pun o farfurie, mă rog, cam o găletușă de asta, de gogoșele, nöcherli sau nöcherli, alții unii pun nöcherli, alții pun nöcherli. Și, dar pun mult așa și după aia trântesc 4-5 pui, după care 4 găletușe de sos și se cheamă că avem o porție de mâncare ardelenească. E, acum la bicicliști nu e chiar așa. Trebuie mai cu grijă, au și ei nevoie de puțin sprijin. Așa că luăm un pui, o bucată de pui, mă rog, cât de cât medie și punem sos, na, cât ne lasă inima. Mai într-o parte așa. Așa, cu din astea, știi? Și după aia, cum știți, un pic de verdeață
Eu pun și mărar. Pentru că sunt din Brăila și noi acolo am avut de toate. Inclusiv biserică protestantă și catolică. Am mai pus niște piper. Ei, acum ce-mi faceți? Pe scurt, ăsta este un paprikaș ardelenesc unguresc. Adică un paprikaș combinat între două culturi, pentru că are și Kaiser. După cum se știe, numai o parte dintre noi au avut Kaiser. Așa că vă las să pedalați mai departe, mergem încetișor, încetișor spre Țara Făgărașului, rămâneți pe turul României, dați-i pedală și vreau să fiu primul care vă urează poftă bună! Bonjurică, bonjurică. Exact când nimeni nu se mai aștepta, așteptarea a luat sfârșit. Bineînțeles, este vorba despre cum puteți afla voi, pentru că m-ați întrebat, când se publică rețetele din farfuria lui Xarhu. E foarte simplu. Dădem întâi subscribe la canalul de YouTube Oșan. După aceea, dădem click pe clopoțel. O să aflăm primii când se publică rețetele. Și după aia, dădem like pentru că ne place, place, place.